se vor împlini până 25 de ani de când colecționez hărți, monede, arme cutăiște mai puțină vreme. Aș vrea să cred că dacă vă veți plimba printre exponate, veți înțelege că banii au făcut graniță. Banii au creat arme și au făcut graniță. Nu veți găsi decât câteva arme românești. În principiu, armele care au existat pe teritoriul României au fost otomane, au fost rusești, au fost habsburgice. Noi am avut hangerul, am avut furca, pe alocuri și cu tot sabie. Și nu prea veți găsi multe granițe românești foarte clare. Nu veți găsi bani românești decât niște parale, moneda de două parale, bătută de Caterina II a Rusiei, în România. De acolo vine și că ești de două parale. Și vedem Löwenthalerul cu care ne-am calculat toate tranzacțiile, da? Timp de decenii. Asta e foarte... Deci n-am avut bani, n-am avut granițe și n-am avut arme. Trebuie spus asta despre români și este real.